Vorbim despre aproape 40 de percheziții care au loc în această dimineață în județul Timiș și aproape jumătate din totalul care are loc la nivel național. E una dintre cele mai ample operațiuni care se desfășoară de acest gen din ultimele luni din vestul țării. Practic vorbim despre sute de polițiști de frontieră din Timiș, lucrători de la combaterea criminalității organizate din Timiș, Arad, Caraș și Caraș-Severin. Vorbim de asemenea despre trupele speciale de la jandarmi, cu toții coordonați de procurorii din Timișoara, au descins în această dimineață la mai multe adrese unde se presupune că locuiesc suspecții care ar face parte din rețeaua de traficanți de migranți. De asemenea, au fost descinderi inclusiv în locurile unde anchetatorii suspectează că erau cazați migranții. Potrivit procurorilor din Cot, rețeaua a reușit să scoată din țară și să trimită în vestul Europei peste 700 de migranți în ultimele 5 luni. Vorbim despre o rețea bine organizată pe paliere. Primul palier era cel care racola migranții, apoi cei care se ocupau de transport și de cazare și la vârf erau cei care se ocupau de îmbarcarea traficanților și trimiterea lor în Occident. Vorbim despre suspecți atât români cât și străini. Foarte important de precizat, migranții ajungeau de cele mai multe ori ilegal în țara noastră, prin Bulgaria, însă vorbim și despre transfugi care intrau în țara noastră legal, cu documente de ședere, cu permise de ședere, însă fie nu ajungeau să lucreze sau se prezentau la angajator doar 2-3 zile, după care intrau pe filiera traficanților de migranți. Aceștia erau cazați în județul Timiș sau în Arad, iar ulterior erau îmbarcați în parcări din cele două județe, în autoturisme și tiruri. Tocmai de aceea anchetatorii vor percheziționa astăzi și mai multe mașini și inclusiv un tir cu care se presupune că erau trimiși migranții în țări din vestul Europei. Până la această oră, anchetatorii au reușit să găsească într-o locație din Timișoara câteva zeci de migranți. Aceștia au fost preluați, urcați într-un microbus și duși la sediul Poliției de Frontieră, unde urmează să fie procesați, identificați și cel mai probabil vor ajunge la sediul IGI. Aici, la DIICOT, unde ne aflăm și noi, urmează să ajungă circa 100 de suspecți. Aceștia sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere sau tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.